evoluția fenomenului infracțional, criminalitatea stradală la nivelul județului Timiș în primele 6 luni ale acestui an, au fost sesizate 627 de infracțiuni stradale, în scădere cu 118 infracțiuni față de perioada similară a anului 2016, când au fost consemnate în total 745 astfel de fapte, diminuarea procentală fiind de 15,84%. Din punct de vedere numeric, cele mai semnificative scăderi pe care le-am înregistrat în această perioadă sunt furturile din auto, o reducere cu 80 de fapte, procentual 23%, furturile din buzunare, unde scăderea este de 19 fapte față de aceeași perioadă din 2016, respectiv de 104 infracțiuni, respectiv de la 104 infracțiuni la 85 de fapte, adică o diminuare procentuală de 18,27%. Vă informez că din totalul infracțiunilor sesizate, la nivelul municipiului Timișoara, 73,72% reprezintă infracțiunile comise în municipiul nostru. În ceea ce privește mediul rural, avem o scădere procentuală de 23,83% la infracțiunile sesizate, numeric însemnând 677 de fapte mai puțin. Dintre acestea, defalcat infracțiunile economice scad cu 36%, respectiv cu 53 de fapte mai puțin, iar cele judiciare înregistrează și ele o scădere, procentual 28%. În ceea ce privește infracțiunile de tâlhărie, în cursul anului 2017 am înregistrat 2 fapte față de 3 fapte anul trecut. Siguranța traficului rutier. În primele 6 luni ale anului 2017, efectivele din cadrul structurilor de poliție rutieră au executat un număr total de 1417 acțiuni, în scădere față de cele 1648 din 2016. Totodată a scăzut și numărul acțiunilor executate cu efectivele proprii de la 1282 de astfel de acțiuni în 2016 la 1269 în 2017, deci o diminuare procentuală de aproximativ 1%. În ceea ce privește accidentele grave, în 2016 am avut 127, în 2017 124. În ceea ce privește numărul de morți înregistrați în cadrul acestor accidente grave, în 2016 am avut 23, în 2017 33, iar răniți grav 117 anul trecut, 112 în 2017. În ceea ce privește rezultatele acțiunilor colegilor de la rutieră, în 2016 au fost descoperite 864 de infracțiuni, iar în 2017 880 de infracțiuni. Permise reținute, anul trecut am avut 3298, iar anul acesta 3676. În ceea ce privește certificatele retrase, anul trecut am avut 1646, anul acesta 2088. În ceea ce privește poliția de proximitate și siguranța comunității, în anul școlar 2016-2017 au fost sesizate, discutăm de siguranța în școli, au fost sesizate un număr de 38 de infracțiuni comise în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, față de 64 de fapte în perioada similară a anului școlar trecut, astfel că se constată o scădere semnificativă de 40% a acestui gen de infracțiuni. Din total infracțiunile înregistrate, toate au fost comise în incinta școlilor, nicio faptă în zona adiacentă a acestora, din care 33 de fapte au fost comise în mediul urban și 5 infracțiuni în mediul rural. Comparativ, în perioada similară a anului școlar 2015-2016, au fost comise 64 de infracțiuni în incinta școlilor și niciuna în zona adiacentă. Iar cu privire la mediul de comitere, s-a constatat faptul că 57 de infracțiuni au fost comise în mediul urban și 7 în mediul rural. În ceea ce privește combaterea infracționalității, la nivelul IPJ Timiș, infracționalitatea sesizată per total a înregistrat în primele 6 luni ale anului 2017
o scădere cu 1171 de fapte, ceea ce din punct de vedere procentual reprezintă o diminuare cu 12,42%, fiind înregistrate reduceri la toate cele trei genuri de infracțiuni. Astfel, la sesizările de natură economică se consemnează o scădere cu 249 de fapte, ceea ce procentual reprezintă 29,40%, la infracțiunile de natură judiciară o reducere de 63% procentual 3%, 63 de fapte procentual 3%, iar la sesizările de altă natură se înregistrează o scădere semnificativă cu 859 de infracțiuni, respectiv procentual diminuarea fiind de 13%. În ceea ce privește criminalitatea contra patrimoniului, sesizările din sfera criminalității contra patrimoniului au înregistrat o scădere cu aproximativ 10% față de anul 2016, ceea ce din punct de vedere numeric reprezintă cu 477 de fapte mai puțin, diminuarea fiind determinată în principal de reducerea semnificativă a infracțiunilor de furt, unde scăderea este cu 249 de sesizări, adică procentual 8% mai puține fapte. Pe principale genuri de infracțiuni se consemnează scăderi în majoritatea cazurilor, cele mai importante fiind cele de la furturile din auto, unde diminuarea este de circa 15%, furturile din societăți comerciale cu o reducere de 10%, singurul caz regăsindu-se la nivelul furturilor de auto, unde au fost înregistrate cu 9 fapte mai mult, adică o majorare procentuală de 24%. În ceea ce privește regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, în primele 6 luni ale anului 2017, față de anul anterior, pe ansamblu se consemnează o scădere cu 13 infracțiuni, de la 116 fapte în 2016 la 103 în acest an, diminuarea reprezentând procentual 11%. Cele mai semnificative scăderi se înregistrează la faptele prevăzute de legea 126/95 privind regimul materiilor explozive, unde se consemnează o scădere semnificativă a numărului de fapte de la 45 la 33, la legea 407/2006 privind vânătoarea și protecția fundului cinegetic, o scădere de la 6 fapte în 2016 la 4, deci cu aproape 33% mai puține sesizări. În ceea ce privește nerespectarea regimului armelor și munițiilor, se consemnează o ușoară creștere cu o faptă, de la 65 la 66 de fapte, procentual 1,54%. Un alt domeniu care l-am avut în atenție în această perioadă este infracționalitatea în domeniul silviculturii. În urma, pe linia delictelor silvice, în perioada analizată, lucrătorii compartimentului specializat împreună cu cei din mediul rural, sprijiniți de lucrătorii din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara, Direcției Silvice Timiș, a Gărzii de Mediu Timiș, au executat un număr de 178 de acțiuni, ocazie cu care au constatat 67 de infracțiuni și aplicat conform legislației silvice un număr de 54 de contravenții, în valoare totală de 153.000 lei, fiind confiscate și cantitatea de 365,22 metri cubi material lemnos. Pe raza județului Timiș au fost sesizate un număr de 67 de infracțiuni la regimul silvic, față de 57 infracțiuni la regimul silvic în 2016, fiind înregistrat o creștere de 17%. În ceea ce privește criminalitatea transfrontalieră, activitatea de urmărire și extrădare, în primele 6 luni ale anului 2017, a fost solicitată urmărirea pentru un număr de 113 persoane față de 111 în anul 2016, iar la sfârșitul perioadei analizate se continuă activitățile specifice de căutare și prindere față de 266 de persoane. 261 am avut în urmărire în 2016. Dintre acestea, 238 sunt dați în urmărire internațională. Din totalul mandatelor înregistrate au fost primite și 36 de mandate europene, din care au fost executate 14, iar 22 au fost returnate, deoarece persoanele nu se mai află în raz de competență sau se află încarcerate în penitenciarele din alte state. În ceea ce privește dinamica lucrărilor și dosarelor penale, odată cu intrarea în vigoare în urmă cu peste 3 ani a noilor coduri, în activitatea de cercetare penală au survenit modificări importante, ceea ce a făcut ca dinamica lucrărilor și dosarelor penale să cunoască schimbări semnificative. Defalcat pe principalele tipuri de soluții, sunt consemnate
scăderi în toate cazurile, respectiv cu 4 soluții în minus la trimitere în judecată, adică o diminuare procentuală de 0,4%, cu 845 de soluții în minus la renunțarea la urmărire penală, în procente 35%, iar la soluțiile de clasare, diminuarea numerică este de 1134, adică procentual cu aproape 17% mai puțin. Am ținut foarte mult să prezentăm aceste aspecte sintetice legate de cifrele și rezultate obținute de Poliția Timiș în primele 6 luni 2017, ca să reflectăm faptul că am avut scăderi pe majoritatea liniilor de muncă în ceea ce privește infracționalitatea comisă și sesizată pe raza județului Timiș. Este un aspect care ne-a preocupat permanent, activitatea de prevenire, să avem cât mai puține infracțiuni comise atât în orașe cât și în zona rurală, iar în cazul în care au fost comise să putem să identificăm și să prindem autorii. În acest sens pot să vă confirm faptul că un număr de 106 autori au fost prinși pe baza urmelor papilare ridicate de la cercetările la fața locului în primele 6 luni ale anului 2017. N-aș vrea să fiu foarte lung în prezentarea aceasta a cifrelor. Cred că dacă ați urmărit materialul, ați constatat faptul că din punct de vedere a infracționalității stăm foarte bine. Bineînțeles că sunt și cazuri care le avem în lucru, cazuri care dumneavoastră media le-ați scos în evidență. Ați scos și aspectele pozitive legate de rezultatele care le-au obținut, bineînțeles și aspectele mai puțin bune pe care, fără doar și poate, orice activitate și orice instituție le are. Ceea ce pot eu să vă asigur, fără doar și poate, este că în fiecare caz, indiferent de numărul lor și de gravitatea infracțiunilor sesizate, facem cercetări și desfășurăm activitățile atât cât ne permite dotarea și volumul de activitate să-l desfășurăm. Există bună credință din partea polițiștilor care își desfășoară activitatea. Bineînțeles că nu vom putea niciodată să-i prindem pe toți hoții care comit infracțiuni, niciunde, niciun oraș din lume n-au fost prinși toți infractorii, însă activitatea, așa cum am prezentat-o anterior, din punct de vedere al infracționalității, este în scădere. Păi, avem cazuri care sunt știți foarte bine că legislația penală a avut o modificare permanentă. Sunt cazurile de omor care le avem înregistrate și care, datorită faptului că infracțiunile au devenit imprescriptibile, desfășurăm activități în fiecare dintre ele. La Lugoj există o stare conflictuală între câteva familii de cetățeni de acolo, de etnie romă. Sunt aspecte care dumneavoastră, cei din presă, le-ați văzut de fiecare dată, le-am prezentat la fiecare caz în parte. Sunt aspecte legate în special de ordinea publică de acolo, din municipiu. După cum ați urmărit fiecare caz, ați văzut că atunci când am avut elemente împreună cu parchetul, am desfășurat cercetări, am luat măsuri preventive atunci când s-a impus. Fără doar și poate, sunt niște aspecte în continuare de rezolvat în municipiul Lugoj. Sunt niște aspecte care le avem în continuare în atenție. Și ceea ce pot eu să vă spun și să vă transmit este că de fiecare dată când vom avea suficiente elemente probatorii, împreună cu parchetul, vom lua măsurile legale.